general școlar al inspectoratului județean școlar Gorj. Bună ziua, doamna inspector, bine ați venit! Bun găsit dumneavoastră, bună ziua ascultătorilor dumneavoastră și să aveți o emisiune și emisiuni de acum înainte, că am înțeles că v-ați mutat într-o casă nouă, cât mai plăcute și cât mai obiective. Vă mulțumesc mult de tot, mai ales pentru faptul că m-ați ales, așa cum am vorbit mai devreme, participați la prima emisiune de radio de când ați fost numită în funcția de inspector general. Încă o dată felicitări. Mulțumesc mult de tot. Doamna inspector, au fost aceste probleme cu schimbarea de la inspectorat, cu domnul Ișvan. Nu știm încă dacă va fi inspector general adjunct, dacă va pleca la minister. Ce s-a întâmplat până la urmă, dumneavoastră? Ați declarat la un moment dat că veți demisiona dacă domnul Ișvan se întoarce la inspectoratul școlar. Corect. Pentru mine a fost o provocare această funcție și am acceptat în ideea că pot aduce o schimbare și că pot aduce un lucru cât mai firesc în instituție. E adevărat că atunci când am acceptat această funcție, nu am gândit niciodată că domnul fostul general, domnul Ion Ișvan, va reveni pe o poziție, oricare ar fi fost ea, la conducerea instituției. La conducerea instituției, chiar și inspector de specialitate. Dar știți cum, aceste lucruri au, mă depășesc și pe mine și pe și pe alții. Numirea domnului profesor a fost joi, a venit joi de la minister. Am stat și am chibzuit, într-adevăr, este pentru mine este destul de dificil, a fost destul de dificil să iau o decizie, dar am primit extrem de multe semnale de la colegii mei. Și susținere. Susținere, da, semnale în sensul să nu renunț și i-am simțit aproape pe foarte mulți dintre directorii unităților de învățământ. I-am simțit aproape pe foarte mulți dintre profesorii de valoare ai acestui județ și care m-au sunat să încerc, să vă spună să nu renunțați. Da, să încerc să rămân acolo unde sunt, pentru că mă cunosc foarte bine. Este vorba în primul rând de colegii mei de la Colegiul Național Tudor Vladimirescu, unde eu sunt titulară. De acolo am primit foarte multe, foarte multe telefoane și foarte multe vizite în care m-au rugat insistent, mi-au adus argumente. Până la urmă este o decizie personală. Eu nu voi ține seama de unul sau de altul. Important este pentru mine să văd dacă pot să fac ceva, dacă pot să schimb ceva. Și am analizat mai cu băgare de seamă și am ajuns la concluzia că n-ar trebui să depun armele. Fiind un profesor de istorie, m-am gândit că pot să lupt. De felul meu sunt o luptătoare și ca atare nu. Am revenit asupra deciziei. Știu că unii vor zice nu are coloană vertebrală, nu are, sunt foarte verticală. Nu, a fost cei o care declarație probabil luată sub impulsul momentului. Momentului, e adevărat. De ce v-ar fi necăjit? De ce vă necăjește o astfel de posibilitate, o reîntoarcere a domnului Ișvan la inspectorat? Personal nu am nimic cu domnul profesor. Sunt convinsă. Și era altceva. Adică credeți că ați fi avut, știu eu, v-ați fi desfășurat activitatea mai greu cu dumnealui acolo? Nu știu dacă mai greu, dar oricum era altceva. Mi s-a părut nefiresc să fie pus inspector general adjunct. Puteau atâta timp bine, când nu i s-a prelungit exact, mandatul. Când nu i s-a prelungit mandatul de inspector școlar general. Și atunci, probabil și analizele mele îl excludeau pe domnul Ișvan, așa cum am spus la început, de la conducere și pentru că am înțeles că dumnealui are alte oportunități, adică dar putea ajunge chiar putea la Ministerul ajunge, Educației? Probabil, probabil, dumnealui știe cel mai bine ceea ce i s-a oferit sau ceea ce are de făcut.
asta nu înseamnă că eu nu pot să construiesc. Pot să construiesc foarte bine și cu dumnealui acolo. Are fișa de atribuții. Va avea o fișă de atribuții care are specificul atribuțiilor inspectorului școlar general adjunct și atunci dumnealui va face doar ceea ce are pe fișa de atribuții, da, pe care eu voi înmâna. Acum vreau să vă mai spun un lucru. Un aport deosebit de important la revenirea mea asupra deciziei l-a avut doamna ministru. Doamna Ecaterina Andronescu. Doamna Ecaterina Andronescu, cu care am avut multe legături în zilele acestea, din urmă, și care a insistat și m-a rugat insistent să încerc și și-a exprimat dorința și de asemenea speranța că pot să fac lucrurile să meargă cum trebuie, astfel încât mi-am acordat această șansă și mie, dar și colegilor mei care mă susțin, bineînțeles. E adevărat că nu toată lumea este de partea mea, să zicem, dar pot să demonstrez că fiind, cred eu, prima femeie inspector general. Asta chiar am vrut să spun, da? Sunteți prima femeie în funcția de inspector general al inspectoratului școlar. Da, din cunoștințele mele așa reiese. N-am făcut o analiză pe perioada comunistă, n-am avut timp să intru și în arhivele de atunci, instituției, da. Da, ca să pot să fac această analiză, dar eu așa știu că sunt prima femeie general și atunci ar fi păcat să renunț, mai ales că femeile au multă putere de organizare. Poate mai multă o putere. O mare capacitate, da, de efort la efort. Adică rezistența la efort este destul de mare a noastră a femeilor și n-aș vrea să dezamăgesc niciuna dintre femeile care... Și-au pus speranțele în dumneavoastră. Exact. Și cum sistemul nostru de educație este dominat de femei, în mare majoritate, da, este normal să nu le dezamăgesc. Adică să creadă, da, uite, pot și femeile să facă... Doamna inspector, ce ați găsit la inspectorat? Știți, analiza aceasta este în derulare. Nu am făcut încă toate demersurile. V-ați făcut așa o idee? Știu ce am de făcut acolo. Asta e evident că știu ce am de făcut. Nu mi-am propus să scormonesc și să caut în urmă. Acolo sunt alții care ar putea face lucrul acesta. Eu am plecat de la 25 martie, într-o zi de bună vestire, da, în ziua de bună vestire, și de aici încolo discutăm despre ceea ce se întâmplă pe mandatul meu, adică ceea ce fac eu de aici Vor încolo. Vor fi ceva schimbări? Sigur, o să fie schimbări, evident că o să fie schimbări, dar schimbările nu sunt benefice atunci când sunt luate în pripă. Avem de dus examene, avem de dus de încheiat anul acesta școlar și nu vreau să creez niciun fel de sincopă în sistemul acesta pe care le respect foarte mult, sistemul de învățământ, pentru că eu sunt mai întâi de toate un dascăl și un om dedicat meseriei. Știu că vă iubiți profesia foarte mult. Foarte mult și copiii. Și copiii. Și copiii foarte mult, pentru că aș vrea să vă spun că atunci când merg la ore la Tudor, la Dimirescu, la colegiu, în curtea școlii mă așteaptă elevii pe care n-am putut să-i mai opresc să fac ore cu ei și de fiecare dată mă fac să lăcrimez. Nu spun vorbe în vânt. Puteți verifica acest lucru venind cu mine la Tudor. Este absolut extraordinar, cum să nu. Sunt momente, cred, emoționante. Pe mine mă emoționează pentru că sunt copiii mei și sunt foarte apropiată de ei. Și de ai mici și de ai mari, și de la 5 până la 12, dar cei mai afectați sunt cei mici. Ei s-au legat mai ușor de mine, am un alt stil care le place lor, adică sunt mai apropiată de ei și
sunt foarte afectați. Am avut chiar și o vizită la inspectoratul școlar, o clasă întreagă a venit să mă roage să mă întorc de parcă și putut să fac acest lucru. Nu pot, pentru că nu-mi permite funcția să iau mai multe ore și nici nu-mi doresc. Nu am timpul. N-ați avea timp, sigur. Exact. Bun. Dacă ar fi să luați o măsură, cum să zic, o primă măsură în inspectorat, ne puteți vorbi despre aceasta? Prima măsură este respectarea tuturor sarcinilor de lucru pe care le are în fișa postului fiecare inspector școlar. Acesta este cel mai important lucru și a termenelor pe care le avem, pe care ni le dă ministerul sau alte instituții referitor la circulația aceasta a hârtiilor. Suntem într-o zonă în care noi trebuie să fim destul de eficienți și de pronți. Acolo eficiența aceasta vine de la fiecare inspector și de la organizarea care trebuie puțin schimbată. În rândul inspectorilor e nevoie de vreo schimbare? În rândul cadrelor didactice? Schimbarea trebuie să vină de la fiecare dintre noi, să știți, în ceea ce privește schimbările. La inspectorat am spus, se vor face, dar nu este momentul acum. În ceea ce privește schimbarea cadrelor didactice sau a celorlalți, trebuie să vină de la fiecare dintre noi și fiecare să conștientizeze că acolo unde suntem, suntem extrem de importanți și noi suntem cei care creionăm destine, care suntem modele pentru elevii noștri și atunci modelul întotdeauna trebuie să fie unul bun. Și dacă gândim astfel și dacă ne respectăm profesia, fiecare dintre noi, eu mă gândesc că rezultatele trebuie să fie dintre cele mai bune. Adică fiecare dascăl trebuie să pornească cu schimbarea de la el. Să se gândească, mă pot adapta societății acestea care este într-o permanentă schimbare, o societate dominată de calculatoare, dominată de informația, de informația care circulă foarte repede. Noi trebuie să ne adaptăm de copiii care au alte nevoi decât ceea ce aveam noi când eram noi. Da. Exact. Adică cumva trebuie să depășim acest lucru, adică doar tabla și creta acestea sunt depășite și atunci trebuie să găsim să ne adaptăm modalitățile de lucru astfel încât să-i atragem pe elevii noștri. Deci schimbarea trebuie să vină de la fiecare dintre noi și de la inspectori și de la profesori, pentru că asta înseamnă până la urmă o calitate a actului educațional. Și mai este un lucru pe care aș vrea să-l spun și anume că este foarte, foarte importantă comunicarea pe care trebuie să o avem cu părinții. Este vorba de școală, este vorba de profesori. Profesorii trebuie să comunice foarte ușor cu părinții pentru că unele probleme vin din familie. Da. Exact. Și chiar multe. Cele mai multe dintre probleme sunt din familie, pentru că acolo sunt nevoile, acolo sunt problemele, acolo apar tot soiul de lucruri pe care unii le gestionează cum trebuie, alții le gestionează mai și atunci puțin. Școala să vină în sprijinul acelui copil. Și atunci școala trebuie să vină, școala și comunitatea, evident. Și comunitatea, da. Exact, în sprijinul copiilor și în sprijinul acestor familii, care trebuie susținute, evident. Doamna inspector, haideți să vorbim un pic despre examenele care urmează. Avem simularea la bacalaureat. Simularea care a fost. Da. Ce rezultate am avut? Rezultatele n-au fost extraordinare. Până la urmă, procentul a fost destul de rezonabil luat la nivelul țării. Este vorba de 66% procentul la zi, da? Promovabilitate în rândul elevilor la clasa a 12-a. Da. Este un procent care, până la urmă, ne arată o realitate. Este o realitate. Colegiile naționale merg destul de bine. Mai este însă timp pentru pregătire. Mai este timp profesorii pentru pregătire. Am înțeles, da, cu copiii. După ce am obținut după ce s-au încheiat aceste simulări, noi am transmis deja în toate școlile, într-o adresă din noua patra, 2019, măsurile pe care fiecare școală trebuie să le întreprindă
în sensul acesta, parcurgerii integrale a materiei, a lucrului diferențiat pe care trebuie să-l realizeze profesorii cu elevii. Deci un fel de pregătire cu copiii care vor și, da... Da, și o pregătire suplimentară cu... suplimentară cu elevii care dau, susțin examenele acestea de clasa 8-a sau examenul de bacalaureat. Știți cum este? Profesorii își dau silința și în toate școlile știu că s-au făcut aceste grafice și că există pregătire suplimentară. Participarea uneori ține tot de copii și de părinți. Unii sunt navetiști și nu pot să rămână. Da, cunoaștem, este o problemă, exact. Este o problemă în toate școlile. În toate școlile, sigur că da. Dacă la colegiile naționale această problemă nu este, la colegiile tehnice această problemă există. Pentru că cei care vin în aceste colegii tehnice sunt copii de pe la țară care fac naveta și atunci le este foarte greu să vină dimineața la ora, să plece dimineața la ora 6 de acasă. Ca să ajungă la 7:30 sau... Și nu mai are niciun randament copilul respectiv. Atâta vreme cât el este toată ziua pe drumuri, n-are când veți să schimba orele acestea, că se fac și cursuri de la 7:30 și sunt într-adevăr navetiști care trebuie să ajungă. Sigur că la... da. Acest lucru se va întâmpla cu siguranță de la începutul anului școlar viitor, dar acum suntem la pe sfârșitul anului școlar și atunci trebuie să mergem... Nu, mă gândeam că da, în viitor. În perspectivă, da, este o problemă aceasta a programului care să înceapă pentru toată lumea la 8 sau putem să ne gândim, dar acest lucru ține până la urmă și de fiecare școală în parte, ca întreg programul să se desfășoare doar dimineața. Să nu mai existe orele după amiază, cursurile după amiază decât la cursurile serale. Pentru că e foarte greu pentru copii de la gimnaziu sau de fapt de la gimnaziu, că cei de la primară nu au ore după amiază. Nu, nu intră, nu au niciodată ore după amiază, dar cei de la gimnaziu ajung, sunt obosiți. Iarna la 7-8 acasă, da. Sunt obosiți, iar randamentul fiecăruia dintre noi, chiar și a maturilor, a oamenilor mari, este mult mai mic după amiază. Randamentul este mare dimineața. Există curba aceasta de efort pe care o cunoaștem fiecare și unii mergem foarte bine până spre 1-2, după aceea intrăm într-o zonă de cădere a... Revenind la simulările de la bacalaureat, doamna inspector, care au fost rezultatele mai slabe? Cele mai slabe rezultate sunt la colegiile tehnice. Ați spus, da, am că spus sunt asta, un pic mai... Sunt aceste probleme legate de, în primul rând, de mediile cu care acești copii intră la liceu. Aș vrea să vă spun că la colegiile acestea tehnice, mediile de admitere sunt foarte mici. Probabil aici ar trebui să intervină o schimbare, să se întâmple ceva în sensul acesta al schimbării metodologiei de admitere, pentru că dacă ți intră un elev la liceu cu 2 și 30 la matematică, este greu de crezut să-l duci, că-l vei duce pe acesta la 6 la matematică, adică este foarte greu. Materia este destul de densă, destul de greoaie și pentru ei este dificil de recuperat materia pe care au pierdut-o în atâția ani. Exact. Deci este greu să-l duci de la 2 la 6. Același lucru se întâmplă și la română și la toate celelalte disciplinele. Adică, până la urmă, aceasta este una dintre problemele care generează insuccesul acesta colegilor tehnice la examenul de bacalaureat. Aici eforturile, vreau să vă spun, eu am fost director de colegiu tehnic și eforturile colegilor profesori de română sau de matematică sunt foarte mari. Problema este că este, încă o dată mă repet, greu de recuperat ce au pierdut din urmă. Adică vin cu lipsuri majore. Și atunci, care ar fi soluția pentru astfel de copii? Sunt programele remediale, dar la programele remediale pe care le realizează fiecare școală, unii participă, alții nu pot participa din cauza navetei. Cei care stau la cămin pot să participe și să știți că se mai recuperează. Unii se recuperează chiar bine. Am avut, chiar eu am avut așa cazuri la școală când
elevi din cămin venind la pregătirea aceasta remedială pe care o făceau profesorii de matematică și de română, au reușit să ia bacalaureatul. Copii care au intrat cu medii mici, dar care au muncit. Au muncit. Au muncit, pentru că până la urmă știți cum este, e vorba de muncă, dar o muncă care să fie asiduă și care să fie... Și să-și dorească copilul să-și dorească să ia bacalaureatul. Da. Există o altă cauză care generează insuccesul la examene, la examenele acestea naționale, este lipsa aceasta de motivație a unor elevi. Și ce dacă... Nu-l iau? Tot plec în străinătate și îmi găsesc acolo și că acolo este mai bine. Până la urmă, trebuie să... Este o abordare greșită, pentru că respectul acesta față de muncă este ceva care a început să dispară după 1989. Respectul față de muncă și care ar trebui să-l inoculăm copiilor noștri, pentru că, așa cum știți, acest respect vine din familie. Ori acasă, dacă un copil nu face nimic, nu este învățat nici măcar să-și facă patul, să-și adune hârtiile în camera lui, să facă ordine măcar în camera în care locuiește, este greu de crezut că el va reuși, va disciplina, exact, și va avea respect pentru munca altora. Dacă nu i-am pune după modelul japonez, să-și facă curățenie după cursul, clasă, exact, da. Să ar fi mai responsabili, n-ar mai arunca hârtii. Și cred că s-ar simți și bine făcând acea bine curățenie făcând împreună, exact, și socializând. Și socializând unii cu alții. Vom ajunge vreodată, doamna inspector, să avem un astfel de învățământ? Eu îmi doresc acest lucru, dar știți, așa cum am spus, schimbarea trebuie să vină de la fiecare, adică de la toate segmentele care participă la actul educațional, de la profesori, de la copii, de la părinți și de la societate. Societatea noastră este la momentul acesta destul de debusolată, așa. Ne lipsesc anumite repere. Nu mai avem repere. Nu mai avem modele și este foarte grav. Modelele noastre ar trebui să fie întotdeauna, eu personal am avut ca model dascălii și părinții mei. Părinții m-au învățat lucruri simple. Dascălii m-au învățat lucrurile complicate. Lucrurile pe care nu mi le puteau da părinții mei. Dar punând cap la cap, am reușit să învăț și să învățăm fiecare dintre noi, suntem la o anumită vârstă, să învățăm și să fim responsabili, să fim respectoși. Astea sunt lucruri și repere care ar trebui să existe. Familia... Dar au dispărut. Da, familia este iarăși un element pe care societatea l-a cam neglijat sau așa se pare, pentru că uitați-vă ce se întâmplă în jurul nostru cu familia. Familia nu este, chiar dacă este o definiție, să zicem, comunistă și blamată, celula de bază, chiar este celula de bază. Pentru că o societate se clădește de la particular la general, de la mic la mare, de la familie, o familie închegată, o societate închegată, un popor unit, un popor responsabil, adică toate lucrurile așa trebuie să meargă, unul lângă altul, nu există fără familie să de se ce, întâmple. Cum am alunecat pe această pantă, doamna inspector, și cum putem să ne revenim în așa fel încât să avem respectul de altă dată și pentru familie, și pentru dascăl, și pentru doctor? Știți că a scăzut respectul față de aceste profesii, față de oamenii care le fac? Este foarte adevărat. Mai întâi, influențele externe. Am văzut moda din afară, ce este... Am impresia că am importat tot ce e mai rău. Da, lucrurile rele. Și acum, nu aș vrea să vă supărați pe mine, dar și mass media a avut un rol și are un rol, pentru că întotdeauna prezintă modelele, în primul rând, modelele acestea care sunt... Discutabile, cel puțin. Exact, discutabile, pentru că atâta vreme cât ajunge la televizor pentru că este frumoasă sau, mă rog, și-a pus silicoane sau alte lucruri de genul acesta sau a avut un scandal cu nu știu cine, atunci copiii și fetele din ziua de astăzi cred că da, este ușor. Da, dacă a apărut la televizor, da, atunci e... Înseamnă că este în ordine și este calea cea mai ușoară. Munca, respectul față de muncă,
Munca nu este ușoară, munca trebuie să fie zilnică, munca trebuie să fie... N-are o astfel de publicitate, ca să spun. N-are o astfel de publicitate, exact. Fiecare dintre... ca să se întâmple ceva și societatea să-și revină, ar trebui, o iau de la capăt, să pornim de nou de la familie, familiile să fie așa cum trebuie. Adică, probabil că nu mai pot, doamna inspector, că multe familii se destramă plecând... La muncă în străinătate. Da, un părinte sau da. Chiar amândoi își lasă copiii, majoritatea în țară. Este foarte adevărat aici, aceasta este una dintre cauze, dar acum și venind aici în zona noastră a Gorjului sau la Târgu Jiu, când îi ofer unui om 15 milioane să lucreze în nu Târgu mai poate. Jiu, nu mai vrea, că îi se pare extrem de puțin. Da, este. Este, dar asta ar însemna că trebuie să mai facă și la țară să mai lucreze. De exemplu, înainte știți foarte bine, mai duceau și mai lucrau și o bucată de pământ și mai scotea de acolo ceva. Încă o dată, respectul față de muncă. La țară, pământurile o să rămână nemuncite. Încet, încet, pentru că ei nu mai există noțiunea bine, de țară. Satele sunt deja depopulate. Evident, da. O intrăm într-o zonă din aceasta... Ne mai uităm încă la satele noastre și vin străinii și zic, vai ce frumos că mai aveți sate. În curând, în 30 de ani și la noi o să fie poate o problemă. Poate mai puțin. Poate mai puțin, da, eu am dat un termen mai așa, mai... Optimist. Mai optimist, da, că sunt optimistă de fel, să știți. Domnule inspector, dumneavoastră sunteți și autor al mai multor cărți. Cărți, da. Dacă ați putea să-mi spuneți care este ultima pe care ați scris-o și ce... Ați tratat da. În paginile păi, ei? Săptămâna trecută mi-a apărut ultima carte care se numește Monumentele Gorjului, repere ale întregirii naționale. Este o carte muncită și este o carte unicat la nivelul județului, pentru că am reușit vreme de 2 ani să parcurg satele județului, cătunele, bisericile, cimitirele. Toate. Da. Mai am, cred că mi-au mai scăpat vreo 3, dar asta o să fie în ediția a doua a cărții, încercând să identific toate monumentele din primul război mondial, crucile eroilor din primul război mondial care se găsesc în fața bisericilor de obicei, sau troițe sau fântâni dedicate eroilor. Mi-a ieșit o carte, zic eu, extrem de interesantă. Încă o dată, repet, nu există. Un fel de documentar, cred. Da, pentru că am fotografii, imaginile monumentului și câteva lucruri pe care... Îmi pare rău că n-ați adus-o, că am fi prezentat-o. O am în mașină, da. O să vin să vă aduc și vă doresc cu mare drag, pentru că îmi face plăcere să le dau... Vă mulțumim frumos! Și eu vă mulțumesc. Astăzi, apropo de cartea aceasta, am avut o vizită la Inspectoratul Școlar a domnului consilier al Ministrului Culturii, Radu Popescu, care a venit să încercăm un parteneriat în ideea, culmea, promovării monumentelor. Adică i-am spus domnului Popescu, domnului consilier, că mi-a ridicat mingea la fileu atâta vreme cât... Nici nu se putea mai bine. Nici nu se putea mai bine. Când... Și asta înseamnă că o să ne gândim la, în viitorul apropiat, să responsabilizăm școlile să se ocupe de anumite monumente, fiecare școală în satul ei sau aici la municipiu, fiecare colegiu sau fiecare colegiu tehnic național sau fiecare școală să-și aleagă un monument de care să se ocupe și pe care să-l îngrijească, încercând prin aceasta să-i responsabilizăm și să readucem în valoare, să repunem în valoare patriotismul, care este iarăși o noțiune pe care unii au considerat-o perimată. Da, da. Eu pentru sunt, mulți a căzut în derizoriu. Da, a căzut în derizoriu pentru că s-au ocupat unii să o ducă în derizoriu. Eu, ca profesor de istorie, nu pot să duc în derizoriu astfel de noțiune pentru că este fundamentală pentru existența neamului acesta. Nici n-am fi rezistat, nici n-am fi existat dacă nu exista acest sentiment care să-i lege pe români. Periplul acesta pe care l-am făcut prin județ... A durat 2 ani, spuneți. 2 ani a durat. Da, cu mai și cu forțe proprii, desigur. Periplul acesta mi-a arătat că au fost oameni
care la 18-19 ani și-au dat viața pentru patrie, pentru ca noi să fim ceea ce suntem astăzi, o Românie mare, și pentru ca noi să o ducem bine. Acum, ar trebui să ne și gândim câți dintre noi conștientizează acest lucru și să, eu o să încerc să fac lucrul acesta, să aduc în conștiința oamenilor și să-i conștientizez și pe copii. Să știți că la lecțiile mele de istorie de la CNTV, ultimele 5 minute sunt de istorie locală și întotdeauna copiii sunt foarte curioși să mă întrebe și foarte atenți să-mi spună că mai sunt 5 minute și mă roagă să le vorbesc despre istoria locală, adică despre colegiu, când a fost înființat, sau alte case din Târgu Jiu, sau alte monumente, sau alte evenimente. Să știți că ei sunt foarte receptivi și am zis cu cei mici că trebuie să fac lucrul acesta. 5 minute de istorie locală înseamnă că își mai cunosc măcar istoria de unde din locurile din care provin. Sigur, da, că pentru da. Că istorie locală înseamnă până la urmă să-și cunoască din istoria originile. Națională. Exact. Doamna inspector, fostul inspector general, domnul Ișvan, spunea la un moment dat, își dorea la un moment dat să comanseze niște școli. Dumneavoastră, cum vedeți această măsură care probabil ar fi urmat dacă dumnealui ar mai fi rămas în funcție, știu eu, depinde de ce planuri ar fi avut atunci? Comasarea aceasta este o problemă și ea trebuie analizată foarte serios, pentru că există o problemă, și anume scăderea drastică a numărului de elevi. Scăderea drastică a numărului de elevi ne va duce undeva la o problemă de genul acesta, dar toate lucrurile acestea trebuie făcute în consens cu comunitatea locală și de asemenea ținând cont de interesul elevilor. Interesul elevului este întotdeauna cel mai important și noi trebuie să ținem cont în primul rând de acest lucru. Comasările nu trebuie făcute doar de dragul de a face o comasare, doar pentru a restrânge anumite cheltuieli, pentru că nu de acolo pornesc problemele. Sigur da. Că da, nu de acolo pornesc problemele. Problemele sunt într-o altă zonă, dar este adevărat că nici nu poți să ții un învățător la 2 elevi. Este și acest lucru, poate fi și acesta o cauză, zic, dar la mine n-a mai venit nimeni cu comasările la momentul acesta. Eu nu știu de vreo comasare. Singura zonă unde scade numărul de elevi și dispare o clasă, dar nu înseamnă comasare, este în zona Tismana, acolo unde a fost și o problemă foarte mediatizată anul trecut, când au ieșit părinții și au cerut să nu se desfințeze școala. Pe la Pocruia, cred că era această problemă. Da, și la Tismana mai e și problema că au cerut să redevină comună, ar mai fi ceva probleme sunt acolo. Sunt ceva probleme, da. Pentru că știți cum este și acum, de exemplu, Tismana are statutul de oraș, dar localitățile limitrofe nu sunt trecute ca fiind componente ale orașului. Deci ele sunt localități componente, dar nu orașul Tismana. Da, da, localități componente. Componente da. Au alt statut. Cum a devenit, de exemplu, și cartierul Bărsești. Bărsești, sigur da. Că da, componentă pentru, da. Mă rog, pentru o anumită chestiune pe care noi o știm așa, adică să avem statutul acesta de oraș. Statutul de oraș înseamnă taxe până la urmă și impozite mai mari. Mult mai mari. Și mai mult decât atât. Înseamnă și o infrastructură adecvată. Ori unele orașe nu au infrastructură de orașe. Sigur că da. Adică păi de asta lumea este nemulțumită. Știți că plătesc niște taxe și impozite fiind declarat oraș localitatea în care locuiesc, da. Dar n-au o canalizare, nu au, mă rog, deci, niște condiții care să da. Merită acest atât. Corect. Acestea sunt probleme pe care ar trebui să le rezolve sfera aceasta administrației publice, pentru că acolo sunt, într-adevăr, și posibilități, dacă stau să mă gândesc, că ar putea să rezolve anumite probleme accesând proiectele acestea europene care le oferă posibilități destul de numeroase administrațiilor. Numai să fie accesate, da. Numai să fie accesate. Și asta presupune existența unor oameni care să poată să facă acest lucru, pentru că altfel... Instituția pe care o conduceți poate să acceseze asemenea proiecte pe fonduri europene?
Să acceseze proiecte pe fonduri europene, da, cred că sunt în derulare niște proiecte la Inspectoratul Școlar. Aveți un plan în de acum înainte, da. Da. Am gândit acest lucru pentru că au fost și niște blocaje. Au fost niște blocaje interdict, nu neapărat inspectoratul are aceste proiecte. Noi suntem implicați în proiecte pentru că noi n-am putut, din ce știu, n-au mai putut să facă inspectoratul, n-au mai putut să facă proiecte. A existat o anumită interdicție datorită unor proiecte care nu s-au mai derulat. Și atunci au pierdut și dreptul de a mai o perioadă. Pe vremea domnului Ișvan. Da. Asta e un lucru. Și dacă ar fi să ne gândim la o pierdere, cam ce pierdere are? Pierderile probabil ar fi fost acestea de că erau proiecte pe pregătire profesională a dascălilor, pe pregătire suplimentară a elevilor care mergeau la examenele de finale, adică clasa 12 sau clasa 8. Nu putem calcula pierderile atâta vreme cât nici nu s-au derulat proiectele. Adică presupune că ar fi avut instituția niște bani pentru niște... Da, s-ar fi dezvoltat anumite zone. Da, anumite zone s-ar fi dezvoltat. Și aveți un plan să reparați cumva situația? Eu am un plan să realizez câteva proiecte, dar v-am spus, asta este din toamnă. Până în toamnă avem multe alte lucruri de făcut acum. În sensul acesta al examenelor de bacalaureat, examenului de... Evaluare la clasa a 8-a și acestea sunt cele mai importante. După aceea vine titularizarea profesorilor, definitivatul. Este o vară fierbinte. Întotdeauna vara este fierbinte pentru toți profesorii, de la inspectorul general până la... Credeți că o să mai fie probleme la titularizare? Că în fiecare an Să știți foarte multe, pentru că posturile nu prea mai sunt, adică la titularizare o să rămână foarte puține posturi, oamenii o să vină la concurs, evident, pentru că au nevoie de continuități, au nevoie de supliniri pentru anul următor și atunci concursul este într-adevăr o cale, o modalitate de a putea intra în sistem. E singura cale de, din punctul meu de vedere, este singura cale de a intra în sistemul acesta de învățământ. Toată lumea se gândește la acest concurs că nu mai sunt posturi, foarte bine, dar o să fie posturi pentru suplinire și suplinirile, adică pe catedrele rezervate, ca să ne înțelegem ce înseamnă suplinire. Catedra mea, de exemplu, dacă mai rămâne liberă și atunci... Da, și atunci trebuie să suplinească, exact, sigur. Să suplinească cineva, dar cineva care are notă sau cineva care are concurs național, care a fost la concurs național. Altfel nu se poate. Anul acesta... Cam din... câte posturi? Nu putem vorbi acum? Prea pentru că suntem în etapa de mobilitate și nu s-a finalizat nici măcar această etapă a mobilității cu fostul 253. Adică articolul acela declarat neconstituțional și acum a schimbat printr-un ordin al ministrului și care dă mai multă autonomie directorilor de unități școlare, ceea ce este un lucru foarte bun. Da, să se, adică fiecare să, director să se gospodărească este, exact, fiecare director, după cum vrea. Da, și este, după cum vede că ar trebui. Da. Da, are posibilitatea să-și aleagă oamenii pe care îi dorește, oamenii pe care îi cunoaște și dacă știe că sunt oameni capabili, pregătiți și care dau randament acolo, pot să-i oprească. Dacă nu, pot să spună la fel de frumos, nu este posibil. Noastră, cum vedeți, sunt mulți dascăli, mulți profesori care au împlinit vârstele de pensionare, să spun. Eu am un respect deosebit pentru acești dascăli care au muncit foarte mult, într-adevăr, și faptul că își doresc să rămână înseamnă că dumnealor consideră că pot să mai dea ceva din ceea ce știu dumnealor. Știu că la femei vârsta aceasta s-a dus la 65 de ani și toate femeile au drept unic și nu se mai pune problema până la 65 de ani să meargă să profeseze, sigur că da. Și la bărbați tot așa. Eu cred că până la urmă este alegerea personală. Dacă
știi că poți și mai ai ce să dăruiești. Știți de ce vă întreb? Pentru că, de exemplu, în sistemul sanitar s-au tot, cum să zic, s-au înlăturat acei oameni cu experiență care împliniseră deja vârsta de pensie. Și-au apărut unele sincope. Și-au apărut sincope, evident, pentru că cei tineri chiar n-aveau, să zicem, experiența necesară. Da. Ei, și vreau să vă întreb dacă a existat pe timpul domnului Ișvan, ca să zic așa, pe timpul de parcă ar fi plecat acum 1000 de ani, dar zic așa, este colegul meu. Probleme de, de acest tip, de acest fel? Nu a existat. Nu, sincope de genul acesta nu. În sistemul nostru, este mult mai permeabil așa și pătrunderea în sistem se face mult mai ușor prin aceste concursuri de titularizare și schimbarea aceasta de generații se face din mers. Adică în fiecare școală cred că sunt și oameni de 40 de ani și oameni de 20 și ceva de ani și oameni aproape de pensie. Sunt materii care, cum să zic, nu mai necesită, adică sunt materii la care s-a renunțat și profesorii să nu mai aibă obiectul muncii? Nu sunt materii la care s-a renunțat, sunt probleme, sunt la orele de, la catedrele acestea de română. Acolo, într-adevăr, au fost catedrele de română, au fost mai puține anul acesta. Dar asta nu s-a întâmplat din cauza că s-a renunțat la ore sau legat de planul cadru sau de planul de școlarizare, ci sunt legate în primul rând de problema aceasta a trecerii, posibilității de trecere de la profesor învățământ primar cu facultate de limba română, trecut pe post de profesor de limba română și atunci unii au trecut, chiar dacă erau învățători, având facultatea de limba română, au trecut pe postul... Și au putut să, să devină profesor. Acum se întâmplă fenomenul invers. Revin pentru că sunt mai multe posturi de învățători. Acum, acesta este demersul. Nu rămân fără catedră, nu rămân fără ore, asta este evident. De asemenea, pe la limbile moderne, iarăși au mai fost, pentru că la un moment dat a fost un influx de tinerețe. Da. Și la engleză, și la franceză, iar acum deja nu mai sunt atât de multe ore și s-a supra-saturat piața tocmai din acest punct de vedere, din faptul că și învățătorii și educatorii au trecut de la învățământ primar la învățământ gimnazial, făcând facultatea de limba română sau de limbi străine, trecând de pe post de învățător pe post de profesor. Domnule inspector, după plecarea domnului Ișvan, au venit dascăli, cadre didactice la dumneavoastră cu nemulțumirile pe care le au, dar care doresc să le fie rezolvate. Au venit mulți. Mulți? Da. Despre ce? Care, este ce vorba de sesizau? Faptul că în școli s-au dat ore, dar asta ține nu neapărat de domnul Ivan, ține până la urmă și de directorul școlii respective. Până la urmă, cel care solicită posturi este directorul unității de învățământ. Da. Hotărârea aparține generalului, nu? Și generalului, dar cel care solicită este și domnul inspectorul general dă un aviz. Și cu ce alte probleme au mai venit la dumneavoastră? Cu diverse probleme legate de... Exact, de asta, de lipsa orelor, de faptul că nu mai au ore. Sunt probleme care sunt cotidiene la inspectoratul. Spuneați la un moment dat, într-o declarație, imediat după ce ați primit ordinul de numire, că veți face în așa fel încât să se reîntoarcă firescul normalul în sistemul de învățământ gorjan. La ce v-ați referit? În ce la sens? La relația dintre oameni, care trebuie să fie alta. Pentru că funcția aceasta de inspector general, știți, este o funcție pe care o am în fața unor colegi care au aceeași pregătire ca și mine. Și atunci eu pot să fiu mai presus decât ei. Prin natura funcției sunt mai presus decât ei, dar sunt egal la lor în tot ceea ce fac și deciziile pe care le iau trebuie să fie decizii care să nu mi-afecteze colegii mei. Colegii, elevii, evident.
Este vorba de exact de această relație care ar trebui să existe între oameni. O relație bazată pe comunicare. Pe faptul că ușa inspectorului general este deschisă oricărui om care are o problemă. Asta nu înseamnă că toți cei care au o problemă trebuie să vină la inspectorul școlar general. Astăzi, de exemplu, am avut două mămici, că m-a întrebat de probleme, da, și mi-aduc aminte așa. Două mămici de pe la Ionești vroiau să nu iese la pensie domnul învățător, că este un învățător bun. Zic, dar de ce n-ați vorbit cu directorul? Directorul unității, de acolo trebuie să plecați, doamnă, zic, de jos trebuie să veniți cu problema și să încercați să o rezolvați acolo. Dacă acolo vi s-ar fi spus altceva, puteți veni la mine, dar dacă dumneavoastră ați vrut astăzi să mă vedeți pe mine, inspectorul general, uite, eu vă fac hatărul și stăm de vorbă și fără probleme vă spun cam ce trebuie să faceți. Adică... Oamenii țineau la acel învățător, copiii... Țineau la învățător, da. Învățătorul este, are vârstă de pensie și doresc continuitate. Dar pe de altă parte, eu nu știu care e situația de acolo, poate fi și alta, adică poate fi și un alt învățător căruia îi se restrânge activitatea și atunci tot cu vechime, tot la 40 și ceva de ani, 50 de ani și atunci se duce tot un învățător calificat, fără probleme, tot în zona, tot în școala respectivă. Asta este, atunci când nu e posibilitate, cei care au vârsta de pensionare și pleacă singuri, pentru că știu că nu pot să le facă rău la colegilor. Și asta ar însemna să le facă rău. Nu poți să ceri continuitatea dacă știi că vine o restrângere, pentru că nu mai ai nici dreptul până la urmă. Da, doamna inspector, imediat după schimbarea de la inspectorat, a fost un caz cu acea bătrânică de la Leurda. Multe voci au spus că de la inspectorat a venit acea decizie de a fi schimbată acea bătrânică de 86 de ani, trebuie să spunem, care lucra ca femeie de servicii în grădinița din sat. Cum ați rezolvat până la urmă situația? Că fusese dată afară de doamna directoare, da, doamna de acolo, director, da, care a fost criticată într-un mod foarte dur. Extrem de dur. Poate prea dur, să spun. Eu zic că prea dur. Adică ar fi trebuit să îi se dea totuși posibilitatea de a vorbi, dar și faptul în sine, faptul de a înlătura un astfel de om care stătea doar pentru două ore și... Stătea pentru două ore, foarte adevărat. Eu când am aflat și am vorbit, nu inspectorul școlar face angajarea, nu inspectoratul școlar este cel care este angajatorul, ci școala, directorul este angajatorul, deci nu aveam cum să îl dau, să o dau eu afară pe doamna și nici atâta putere, fusese numită de două zile să fac acest lucru, nici nu mi-aș dori asta, să știți. Eu am discutat cu doamna și am apreciat maxim bătrânica care mergea la muncă. Ați vorbit? Ați reușit cu dumnea să... ei n-am vorbit. Cu bătrânica sau cu doamna director de acolo? Cu doamna director. Am apreciat-o pe doamna în vârstă pentru că era legată de școală, era o legătură de vreo 40 și ceva de ani și era normal. Și am discutat cu doamna director și am rugat-o să-și revizuiască cumva atitudinea și să o cheme, să o angajeze, dar cu forme legale. Ceea ce pot să vă spun este că forme legale înseamnă inclusiv avizele, toate avizele care sunt necesare unui om care merge să se angajeze. Este lângă școală, este foarte dedicată. Modul în care a fost dată afară bătrânica v-a deranjat? Adică avea 86 de ani, stătea, lucra acolo de 40. M-a deranjat modul care spuneau, a fost dat afară. Un tortuleț, un ceva, să-și ia rămas de la copii. Aceasta era o modalitate... Să-și ia rămas bun. Da, aceasta era o modalitate, într-adevăr... mai umană. Umană, de a spune vă mulțumim pentru tot ceea ce ați făcut dumneavoastră la grădiniță, aveți o vârstă la care... dumneavoastră, noi trebuie să vă ajutăm pe dumneavoastră și să încercăm să fim alături de dumneavoastră pentru că ați fost alături de noi 40 și ceva de ani și să vă deschidem ușa în fiecare zi să vedem ce mai faceți cu un tort, așa cum spuneți dumneavoastră. Asta, într-adevăr, a fost singura chestie deranjantă până la urmă. Faptul că dintr-o dată s-a întâmplat acest eveniment. Doamna are multă energie, din câte am înțeles eu, și este un om activ, dar pe de altă parte, știți cum este, vârsta este vârstă. 86 de ani înseamnă că și noi trebuie să
o apreciem pentru ceea ce a făcut și trebuie să avem grijă de acum înainte noi de cei care sunt la vârsta aceasta. Adică să mai trecem și noi în partea ailaltă, nu numai bătrânii să aibă grijă de noi, și noi să încercăm să avem grijă de bătrâni, da, să-i susținem. Asta era ideea, să-i susținem și noi pe ei. Da. Cum vedeți că va decurge relația dintre dumneavoastră ca inspector general la Inspectoratul Școlar Județean cu domnul inspector general adjunct, domnul Ișvan? Doar profesională. Nu, vor fi tensiuni la asta, la aceasta. Ați avut? Am avut unele discuții, nu au fost tensionate. Domnul inspector Ișvan știe că sunt susținută de doamna ministru și că până la urmă prin natura funcției doamna ministru este cea care mă susține, dar prin natura funcției eu sunt cea care decide, pentru că așa cum se știe semnătura este la inspectorul școlar general. Da. Și acolo credeți că se va împăca cu noua sa situație, domnul Ișvan? Aceasta este o problemă personală. Dumnealui știe ce are de făcut. Eu cred că știe ce are de făcut și își cunoaște singur prioritățile, știe ce o să facă de acum înainte. Eu vreau să vă spun că eu m-aș întoarce oricând la catedră, v-am spus. Știu că mi-ați și spus, da. Pentru mine n-ar fi niciun fel de problemă. V-am spus, este mai mult o muncă care mă macină pe mine ca om. Așa, acasă, cu elevii, la școală, plec, vin de la școală foarte, foarte ok. Nu vin niciodată obosită. Da, faceți ce faceți de atâta timp și v-ați reîntoarce cu... Adică n-aș avea nicio problemă să mă întorc. Dumneavoastră sunteți și om politic. Cum s-a văzut toată situația asta creată la inspectorat? A fost peste. Deci a fost peste organizația județeană. Ce s-a întâmplat? A fost peste. Nimeni n-a știut foarte bine și eu am înțeles că asta este, nu e de aici, adică pur și simplu a fost o problemă care a venit mai de sus, nu de la oamenii politici. De aici. Și au fost luați prin surprindere domnul Weber, domnul Cosmin Popescu? Probabil că da, oamenii politici de aici, vreau să vă spun că m-au susținut și mă susțin întru totul. Și m-au ajutat și m-au sprijinit și m-au asigurat întotdeauna de tot sprijinul dumnealor în ideea aceasta unei schimbări care să aibă loc. Care era necesară, după cum spun mulți din sistem. Exact, cum spun unii dintre colegii mei. Da. Doamna inspector, o să vorbim și cu o altă ocazie, sper să ne vedem data viitoare și pe Facebook. Din păcate, noi ne-am mutat recent și au fost ceva probleme tehnice. Tare aș vrea ca într-o dată viitoare să vorbim și despre ce deja ați fi realizat până atunci. Aș mai fi vrut totuși să vă întreb o micuță întrebare referitoare la modul în care profesorii dau copiilor teme acasă. Foarte mulți părinți se plâng de... Eu nu sunt de acord cu temele acasă. De un volumul foarte mare de muncă. Foarte mare, da. Da, este o chestiune pe care ar trebui să o gândească fiecare profesor, pentru că dacă fiecare dintre noi am dat câte o temă și la 6 ore sunt 6 teme de câte o oră, de la ora 2 când ajunge acasă copilul ar trebui 6 ore să stea să-și facă temele, adică destul de mult, groaznic chiar pentru unii. Fiecare crede că disciplina lui este foarte, și așa este pentru fiecare dintre noi, este cea mai importantă, dar volumul mare de muncă nu înseamnă până la urmă și performanță. Elevii obosesc și nu mai pot la un moment dat să fie atenți la școală. Mai ales cei din clasele mici. Cei din clasele mici, exact. Aveți posibilitatea să schimbați asta? Posibilitatea aceasta nu există, pentru că nu inspectorul general poate să le spun. Asta să fie evident. O circulară, știu eu, să unde... Să fie o circulară, să fie de la minister, ar trebui să fie și prin programă, ar trebui cumva materia să se diminueze. Că unele dintre temele pe care le dau profesorii le dau
pentru că li se pare lor că programa, că e ceva. Dacă și din programă s-ar diminua și s-ar simplifica, nici temele n-ar mai fi atât de multe. Programa e încărcată și îi dau teme. Da. Adică nu mi se pare corect și nu mi se pare dar corect. Dar știu că la un moment dat era la școală, ghiozdanul acela greu. Da, da, ghiozdanul acela de 10 kg. Nu mi se pare corect nici asta. Este foarte adevărat. Eu îmi doresc fiecare școală să aibă dulapuri și fiecare școală să poată să realizeze această infrastructură absolut necesară. Să-și lase copiii la școală cărțile, să-și facă temele ca în Occident. Până la ora 4 să stea să-și facă temele și la 4 să ducă acasă și stau relaxați. Din câte știți dumneavoastră, doamna ministru Andronescu are de gând să facă un astfel de program? Are adică de să copilașul să vină la școală, să-și pape acolo mâncărica de prânz, da? Că programul într-adevăr în străinătate este în programul doamnei. Știu foarte clar că și-a propus acest lucru și acesta cu școala după școală până la ora, până la ora 4. Cam când credeți că se va aplica o astfel de schimbare majoră, că e o schimbare majoră în sistemul de învățământ? Se lucrează la legea aceasta, modificarea legii educației și atunci asigur o să apară chiar în legea educației. Politic, ce ați mai vrea să faceți? Sunteți vicepreședinte al PSD Gorj? E suficient pentru mine vicepreședinte. Veți merge, merge la ședințe? Merg la ședințe, regulat. Da, merg la ședințe pentru că sunt disciplinată și e normal să fiu așa. Dar, în primul rând, acum trebuie cumva să mă canalizez, în primul rând, pe ceea ce am de făcut la inspectoratul școlar. De când faceți politică? E ultima întrebare și încheiem emisiunea. La nivel mai mare, de vreo 2-3 ani. Deci nu aveți o vechime. Membru sunt de multă vreme al partidului. De multă vreme sunt. N-ați fost la alt partid? Nu, am stat cu minte, dar atât. Eu vă mulțumesc mult, doamna inspector general, pentru prezența dumneavoastră în studioul Sud FM și TV Sud, la emisiunea mea Gorjul în direct. Sunt Mihaela Horvat și vă doresc tuturor o zi frumoasă.